Referendumul din toamnă este organizat, inițiat de Maia Sandu pentru a-i asigura încă un mandat de președinte. Și nu este problemă că l-a inițiat Maia Sandu. Cum l-a inițiat și când l-a inițiat? Doamnă Raț, referendumul ăsta trebuie făcut. Înțelegeți? Dacă dumnezeu ei chemat toate partidele politice la masă. Rebeat, tak, Voronin, tu de câți ani vorbești de referendum? De când erai în Raicom partiei? Treci în coași. Dodon, de referendum vorbești de nu știu câți ani? Așa. Da. Usate, la tine din 2004. Și noi iată vrem ca să nu mai fie speculații și să răsuflicăm mâncile, să ne apucăm de lucru. Adunat toate partidele. Toate partidele după asta aveau să iasă și să îndemni cetățenii la participare la acest referendum. Da. Și noi după asta, toți politicienii din țară ar fi obligați să-i executăm, să executăm dorința cetățenilor. Domnul Sandu, Maia Sandu, cum a făcut-o? Deci dacă dumnezeu el inicia în primul an de când era în mandat, într-a doua, într-a treia, după președinte, așa e corect, domnul Raț, dar la noi nu, totul s-a făcut și faci prin manipulare. Noi tot am avut discuții mult timp legate de modul în care a fost anunțat acest referendum și inclusiv foarte multe critici la adresa Maia Sandu că modul în care s-a anunțat despre acest referendum. Da. Și asta o spun aproape toți partidii pro-europeni. Înțeleg, dar întrebarea mea era adresată dumneavoastră. Da. Ok, Maia Sandu are vina ei că nu a gestionat corect din punct de vedere al comunicării modul în care prezintă acest referendum. Da. Acum, haideți să vorbim și despre responsabilitatea fiecărui partid în parte. Da. Putem să spunem că Maia Sandu este vinovată, ne-a supărat pe dânsa, ne-a luat jucăriile, ne-a dus. Da, așa. Sau? Dar putem să demonstrăm maturitate politică și jucăm în jocul lui Maia Sandu. Da, de ce? Vedeți-vă sразу că e fanul, doamna. Da, de ce? Da, de ce? Deoarece? De ce să jucăm? Ce a spus ieri doamna Cristina Gerasimov? Nu știu ce a spus ieri. Vă spun eu, dar ce a spus, dacă n-a spus. Doamna Cristian Gerasimov, că ar fi nevoie încă de un referendum pentru aderare la UE. Atunci și clar decidim. Dumnezeu ieri a declarat acest. Înțeleg. Da, probabil o să mai fie nevoie exact unul în momentul în care suntem pregătiți. Oricum, doamna Raț. Maia Sandu promovează integrarea europeană pe pricolul, cum a promovat-o și Filat, care de dimineață integrarea europeană, drum european, dar noaptea dădea cu țigările și cu spiritul că nu dădeau să descarce mașinile. Lăsați. La noi, cu cât mai mulți pro-europeni am văzut, cu atât mai mult istoria asta a fost distrusă.